Cultură antreprenorială, cel mai bun plan de afaceri și măștile populare, tradiții și obiceiuri românești. Acestea sunt cele două concursuri lansate de către Centrul Europe Direct, la care pot participa toți elevii făgărășeni. La mijlocul lunii decembrie, cele mai bune lucrări vor fi premiate. Elevii făgărășeni dornici să-și deschidă o afacere sau cu idei antreprenoriale pot participa la concursul lansat de către Centrul Europe Direct Făgăraș, Cultură antreprenorială, cum să începi o afacere. Obiectivul principal al concursului este de a dezvolta calitățile antreprenoriale în rândul tinerilor, cât și de a promova oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene. Planurile de afaceri pot fi realizate pentru diferite domenii, și anume producție, servicii, comerț. Organizăm un concurs de proiecte, cel mai bun plan de afaceri, cultura antreprenorială. Este un concurs organizat în cadrul campaniei Cultura antreprenorială, cel mai bun plan de afaceri și cum să începe afacere. O campanie lansată în luna septembrie de Centrul Europe Direct Făgăraș, adresată elevilor claselor a 12-a. Vor trebui să alcătuiască un plan de afaceri în orice domeniu, și să-l trimit până în data de 4 decembrie la Europe Direct Făgăraș. Un alt concurs lansat de către Centrul Europe Direct este Măștile populare, tradiții și obiceiuri românești. Aici creația va fi cea care va conta cel mai mult. Așadar, tinerii făgărășeni vor trebui să realizeze măști tradiționale populare specifice sărbătorilor de iarnă. Avem concursul de creație, măștile populare, tradiții și obiceiuri românești. Este adresat tuturor de această dată, adresat tuturor elevilor, începând cu clasa 1 până în clasa a 12-a. Fiecare elev care dorește să se înscrie va trebui să creeze o mască tradițională specifică sărbătorilor de iarnă. Vor trebui să aibă un profesor coordonator pentru a ne aduce și lucrările și pentru a ajuta pe ei în realizarea acestor măști tradiționale. Cele mai deosebite și frumoase lucrări vor fi recompensate. Premiile oferite vor consta în diplome și materiale promoționale Europe Direct, la fiecare secțiune acordându-se premiul 1, 2, 3, dar și mențiuni. De asemenea, la concursul Măștile populare, tradiții și obiceiuri românești vor fi premiați cu diplome de merit și profesorii care au coordonat activitatea elevilor.